Bună dimineața, mă, prieteni, mă. Începem ziua, mă. Începem ziua și săptămâna, bineînțeles. Voioși cu voie bună, cu situații grea și cu alte cele. Continuăm ziua. Adică, bineînțeles, o începem prima dată înainte să continuăm. Mere, mă. Să revedim cu facultatea cei că mi-a venit, mă, un coleg, mă, a venit bike, mă. A venit să-și ia bagajele, că nu mai merem la facultate, mă, anul ăsta. Nu mai merem la facultate anul ăsta și a optat pentru evacuarea situației apartamentale din Cluj. Bun. Și merem să vorbim cu el, să vedem cu examenele, cu ăsta, cum facem, cum dăm. Bineînțeles, la o cafeluță, la din astea, să vorbim, să vedem cum rezolvăm, dacă trece peste sau nu anul universitar. Fai, ai, ai, ai. Cald afară, mă, cald și frumos. După aia vedem dacă ajungem și să rezolvăm situațiile astea. Odată garnitura aia, zgrietul și zgrieturile o parte altă. Să vedem dacă ajungem și la Tata Bania, dar ne facem timpul, sunăm pe Tata Bania să vedem ce situație e și mai trebuie să ne discutăm și să iau geante pe mașină. Ce ziceți? Explicați-mi voi mie, dacă pentru cunoscători și ăștia, ce gen să-mi pun, dacă se merită să-mi pun gen pe 18 de vară. Aici, vara, gen pe 18, pentru că mie îmi trebuie stabilitate în curbă. Că dacă mă las pe o parte la mașină, se ridică pe două roți. Bun, continuăm să vedem de unde vine situația și revenim cu surse sigure. După cum vedeți, schimbare de situație, am hotărât ca să nu mai stăm la bike aici, la apartament, că dacă te profităm că vine bun afară, soluționăm situația și, bineînțeles, merem să căutăm și un loc de cafea, și unde să stăm, și unde să povestim, și unde să dezbatem, după cum vedeți. Îl arde și pe bike, pe canal. Situație, deci suntem două vloguri în unul. Vlog în vlog, după cum vedeți, situație în situație. Deschidem frumos geamul la mașină și băgăm selfie stick-ul pe geam. Pie, mă, peți, dar peți nu, mă, peți are dotări situații grele. N-o să vedem, mamu, să vedem dacă bănuiește bike la ce situație îl voi duce acum. Să vedem. După cum vedeți, am ales locul unde să stă, după cum vedeți, frumos. Stilul Peții, o venit să arate și la Bârgău aici cum stă situația. Nu m-am prea băut cafeul pentru că cu regimul cum ăsta nu prea. N-ai voie să bei cafe? Abă nu sunt eu prea băutor de cafea, oricum. Numai când, nu știu, sunt foarte obosit ecologizăm, și trebuie să mă trezesc, trebuie să stai, ecologizăm, bineînțeles, că nu facem mizerie aici cum o lăsat alți miei perfizi. Am și vorbit cu bike, am și descoperit situația, deci m-am de făcut. Avem de făcut, după cum ăsta bike, proiecte, avem de făcut proiecte, licență. Mai trebuie să vorbească cu profesor, să-l trită proiecte ca să intre în examen, Peții, să fie bandit pe situație. Are și de prezentat licența, ai. Mă, Peții nu e prea pe cu școala. Trebuie mă, anul. Și când o prezentăm licența? 7 iulie, dragule. În iulie? Da. În 2 luni. Ai, 7 iunie prezentare de licență. O să mama către mine, ce facem, Alexandre, cu licența? Uite, stăm, ce să facem? Ce să facem? Că n-ai ce face cu licența. Da, mă, trebuie să ne apucăm serios de treabă, mă, poate să-ți dai seama, mă, să ne facem licența, că după aia... Și cum? Și festivitatea, ce le mai ținem sau nu le mai ținem? Nimic, că nu se știe nimic. Și facultatea o terminăm sau nu? Online nu terminăm. E, dar zic că diplome și genelea... Poate și să ne dai unul. Zic, nu știu. Deci, poate Peții... Diploma, auzi, diploma ca diploma, să ne bani la banchete. Dar stai, exact aia vrea să zic, mă, păi noi am plătit, mă, festivitate la mine, ăia șerpi de la facultate, mă, și apoi vor să ne țină fără tocă și fără din alea. Mai ales că eu am și vorbit cu aia de la aia ce ne-au pozat. Ne-au luat măsuri, m-am dus acolo și am zis că, mă, dar pe, ai făcut poze la ăștia și... Asta eu când mai vii să mă poziți o dată? Și mi-o să lacă de la ăia ce-au făcut poze, nu știu, abar n-am la facultate. O să lacă de mine responsabil sau știi cine era ăla la poze. Face cu mine că, păi am venit atunci, dar mai venim o dată în primăvară. N-o lasă-l, mă văd o dată, că ia primăvară. Ai zis că vin primăvară, unde ai venit în primăvară? Sau erai cumva corona sub acoperire și ai zis că în primăvară vii? Și mai prevenit așa cu șustache. Situație grea. S-a dat semnalul de alarmă. Situație, merem să vedem că după... A, stai puțin că bike-o rezolvat situația, mă, că am uitat să vă zic. Mă, aici ani unde mi s-o...
efectuat treaba, nu se mai vede roșu. O zis, bai, că tămine, am ajuns aici sus. O zis, că tămine, bai, peții, ai un parfum în mașină care nu-ți trebuie. Bă, bai, că am un parfum în mașină. Ce puț, îți trebuie că... Ce, mă, ce bai, mă, mi-o dă așa cu o brască pută eu care... Și bineînțeles, am zis că nu, mai ia parfum, mi-am dat, nu, și am dat parfum, mi-am dat parfum cu mama aici, dă din pe la mașină aici, dă din parfum, mai am mască, ce mai am, și mai am asta pentru tatuaj, crema asta de soare, cu 30% protecție, pentru tatuaj. Mi-am dat parfumul la bike, pe mi-o parfumat toată o mașină și o, din asta o floare și doi grădinari, tătă culoarea roșie s-a dus. Și am o văzut și garnitura bike și o zis că peții pot, îi rezolvăm cu boxy, rezolvăm, merem și rezolvăm și facem treaba. Bun bike, merem să vedem, merem să rezolvăm. Nu ne dezicem de mecanică, nici în Cluj, nu ne dezicem. Nu ne dezicem de la mecanică, bineînțeles. Ii și ne place. Și după aia să vedem dacă reușim să vedem și cu, dacă reușim să ne întâlnim și cu Tatabania, să-l sunăm, să vedem dacă situația cu vulturul din Tatabania, să vedem dacă situația e cu vulturul. Oblă. Aici uitați, mă, profesionism, mă. Uitați numai execuție. Ne-o prostit, doamna. Păi? E golă. Cum să? Îmi trebuie spar capacul. Îi spar, mă. E? Da. Sau nu? Nu, îi spar, mă. Cu vârful, nu? Cu vârful trebuie să fie. Amul, l-ai dat, l-ai spart? Amul. Nu ne-o prostit, mă. Amul, nu ne-o prostit. Ne cerem scuză. Pune. Adesea, idem. Aplică, băi, situația pe garnitură, pentru că să nu cumva să ploie și... Alte chestii, mă trebuie reparăm. Tă tubul punem, așa-i? Păi. Tă, dar... Bun. Bine, mă, bike profesor pe mașini, mă. Bike profesor pe mașini, mă. Știe, a ieșit o, la o mașină din față, a ieșit fum ce-o direct, o... Vai, ce filtru de particule are ăla. Bun. Vă ce mă ajut să-i afume carnea. Stă? Ia, mă, să ustă, să ieși, fai să faci. L-ai pus de tubul? Mai am. Da, vezi acolo ceva? Bă, da. Deci, după cum vedeți, situația e foarte în favoarea noastră, pentru că, după cum vedeți, una, două, lipim treaba. Bă, dar ce să uită ăștia, bă, lua-mi-ai Toyota în mână. Bun, continuăm. Am murit. Bun, continuăm. Da, așa astăzi la 5:30 avem și la antrenament, după cum ăsta merem și la antrenament, te mișcăm un pic, bam, bam, din nou mers stânga, da. Bun, doi, ai. Am rezolvat, mi-au rezolvat bike, și culoarea, și poli, și tot. Tot. Ai. Stă și să uscă, mă. Bă, trebuie să facem alo. Trebuie să facem, mă, mașina, mă, să o pusă la pumă, că... Avem, mă, că trebuie să... Ne vedem nepotul, mă. Trebuie să nu ne putem lăsa așa. Trebuie să și ajungem la spălătorie sau la ceva, că... Situația, după cum vedeți, e cam prăfuită. Bun. No, bine. Stă? Deci stă, așa-i? Bine, mă, după cum vedeți, gata. Situația, după cum vedeți, e de favoarea noastră. Stă garnitura, nu ne mai plouă în mașină. Auzi? Da. Ui, aici, mă, cine vede, mă? Bă, n-o uitați, mă, pe vecinul meu, mă, pe Paolo, prieten din copilărie, mă, pe David, mă. Pe David, mă, când eram aici amnici, mă, în parcul ăsta. Ce faci, bă, David, cum ești? Bine, să te bune, bine și eu. Am venit să-mi fac garnitura, că mi s-a desprins acolo jos. Ăsta. E, și apoi mi-am făcut-o. Ăsta. Bine, mă dădeam cu David când eram mic pe BMX, mă. Avem BMX, mă. Da, și ne dădeam și meream pe skatepark de aici, când eram coptii. Bă, ne dădeam și sărem pe aici, pe borduri. Comedie. Mă uitați. Mai era garnitura jos. Mai are peții garnitura lipită. Are peții garnitura lipită, bă, gata, nu mai situația asta că peții are garnitura pe ea. Peții are. Bine, sănătos. Tăte bune. Tăte bune. Tăte bune, David. Tu? Bă, și eu. Mai faci cu Uber-ul? Nu. Nu mai. Mai țin de măcar de asta. În ce an ești? La 2. În anul 2? Nu. Foarte bine.
Foarte bine. Și cum, îi dai examene online? Am, da. Bun. Tu ai gătat? Da. Nu, mai am, am unul de licență. În iunie, în iulie. Și ai scos. La fița pe aia, crocodililor, cum i-am rezolvat. Situație grea. Două vloguri într-unul. Bun! No, după cum vedeți, mă, situația e așa. Am întâlnit, mă, și continuăm să vedem cum desprindem acolo îndoiturile. Astea, David, mă bucur că te-am văzut. Stai că-ți fac la capture acum. Te pup! Grijă de tine, David, ceau! Ata! Și merem, mă! Merem să vedem, să continuăm ziua ce și cum. Dăm un apel și la vulturul din Tatabania să vedem situația cum continuă. Să vedem sfatul. Continuăm situația. Gata, mă, după cum vedeți situația, am spălat-o frumos. Bine, mă, spălat, aspirat, toate chestiile în spate, aspirat frumos. Aspirat și acum bike-o, zis că peții trebuie să facem bordul. O luat soluție, arată-le, dă-ți un pic mâna să le arătăm. Facem un pic de reclamă? Ui, situație, pe dashboard, silicon, o dă bike, bike știe. Bike cunoaște situația, face o să scăpeți bord de Ferrari, îți fac. Am zbun bike. Da, m-am terminat și pe azi, ne-am pregătit de sesiune, ne-am dat sfaturile. Ai, ai, bine. Puii mei, merem și la antrenament și pe astăzi ziua e terminată. E terminată situația pe ziua de luni, până un alta, aia îi, am rămas cu bine. Ne auzim pe zilele viitoare și acum mai dăm un care în doi. Cine o să stai cu